capitanul echipei și vrem să fim alături de el. Florinele, pentru toți suporterii. Toți suporterii mi-au trimis mesaje pentru tine și să fac acest interviu cu tine. Florinel, crezi că în ușorul viitor forma ta de fotbalist, cum te știm noi ca Mbappé-ul nostru, să intri în formă? Da, cu siguranță îmi voi intra în mână, dar cum am mai spus-o, important este să nu ne abatem de la drumul nostru de a câștiga acest campionat, chiar dacă am plecat foarte rău în drumul spre obiectiv. Acum ne-am redresat cât de cât și cred eu că vom face o figură frumoasă. Capitala aparține FCSB-ului. Corect, adică FCSB pentru tine este? Steaua, normal. Normal. Florinel, noi am hotărât să te susținem, indiferent de situație, indiferent de absolut orice se întâmplă, indiferent de ce subiecte mai sunt, că e din conducere, că este de oriunde ar fi. Noi am hotărât, indiferent de situație, noi să fim alături de tine, pentru că, așa considerăm noi, ai făcut și faci în continuare parte din echipa noastră și echipa noastră mă refer, adică Peluza Nord, echipă și staff. Rugămintea mea este să transmiți suporterilor, mai ales că vine meciul cu Mioveni, unde noi avem nevoie de puncte, meciul cu CFR Cluj, unde vom fi alături de voi și vă vom susține necondiționat. Ce le transmiți suporterilor și încrederea ta în suporteri și încrederea noastră în voi jucători? Sincer, sunt de 4-5 ani aici și crede-mă că nu știu ce să le transmit, pentru că la fiecare meci au fost mereu alături de noi, mereu ne-au susținut, au venit un număr foarte mare și când am trecut prin perioade proaste ați venit, adică la bază, am stat cu toții de vorbă, am reușit să ne punem pe picioare. Deci nu cred că există Peluza Nord, ci Steaua. Există o singură Steaua, care este și în tribună și pe teren. Important este ca noi să vă mulțumim prin rezultate, că asta e cel mai important la ora actuală, rezultatul. Corect, așa este. Florinel, noi suporterii am făcut un canal de YouTube unde se numește Constanța Gheorghe Peluza Nord și de săptămâna viitoare este posibil ca acest canal de YouTube să fie deschis și să vă invităm pe fiecare jucător în parte pentru a răspunde și la întrebările suporterilor, pentru că acum numai noi doi, eu pot să spun întrebări, dar nu vreau să spun, pentru că acest interviu nu e să spun întrebări, este un interviu pentru a te susține. Noi suporterii am hotărât, împreună cu liderii Peluzei, am hotărât să venim la tine, să te susținem și să-ți dăm încrederea pe care tu cred că o meriți. Din punctul meu de vedere o meriți, ești jucătorul nostru, ești un pion de bază, mai ales că ești și capitanul echipei și am hotărât să facem acest interviu cu tine. Noi vrem să-ți transmitem un singur lucru. Vei avea toată susținerea noastră, vei avea toată aprecierea noastră. Singurul lucru care ne dorim de la tine, să dea Dumnezeu să intri în forma ta, care te știm cu toții. Mă bucur că le-ai transmis suporterilor să vină alături de echipă. Eu, împreună cu ceilalți lideri, am hotărât acest lucru, să venim alături de voi și vreau decât atât, să-mi promiți că luptați cu toții și că sunteți o familie, să luptați pentru campionat. Pentru că asta ne dorim noi. Normal, și noi ne dorim asta, dar uitați, pe această cale vă promitem că vom lupta și vom, cu siguranță vom reuși să aducem din nou un titlu în gruparea roșie-albastră. Te pup, Florinel! Vă pup, vă mulțumesc!